Daniel le-a cunoscut ieri pe fete în direct și imediat aveau să apară și primele impresii ale acestora. Tocmai le întrebam pe fete ce părere au despre tine și Bogdana spune, te rog Bogdana. Da, am spus că avem aceeași gândire și că mi-a plăcut tot ce ai spus în testimonial. Să nu, la mulțumesc. Te-ai așezat fix acolo. Are altcineva altă opinie? Vrea cineva și pe mine m-ai descris cât de cât. Și pe tine te-a descris cât de cât. Uite că avem cu Alina cred că ai avut un blind date, da, acum poți și vezi. Așa, cum ți s-a părut? Săracă, am avut foarte multe emoții din punctul meu de vedere. Ana, cum ți se pare Daniel, din drăguț, ce ai văzut? Foarte drăguț, foarte drăguț. Să rămân, mă simt foarte ciudat să mă complimenteze lumea. Daria? Da, este un bărbat cu o gândire rațională și cu niște principii. Nu foarte sigură spre viitor, dar în prezent le gândește bine. Cosmina, te rog. Da, mi se pare un bărbat matur și sincer legat de căsătorie, că nu ar fi pregătit. Dar alături de persoana potrivită, cine știe? Te rog, Andreea. Din prezentare pare să aibă gânduri serioase. Nu știu dacă mi-a spus că nu tinde spre căsătorie momentan, dar exact cum ați precizat dumneavoastră, dacă are persoana potrivită, probabil că da. Se pare că Daniel a fost încântat de prezența feminină, după reacțiile lui din pauza publicitară. Dați-mi un distonocam, că nu ai fost terminat, bă, Leo. N-am mai văzut toate fete de la clasa 3-a, de la grădiniță, când făceam serbări. Da, da, fete frumoase. Superbe, este superbe, n-am ce spune. Nu știu ce caut eu aici acum. Pentru că și tu e superb. M-am simțit că m-a descris. Da. Perfect, la perfect. Îți place? Trebuie să-l cunosc. Dar până acum? Așa, da, la da? Prima vedere, da, dar ți-am zis, trebuie să-l cunosc. Că el a zis că e un pic imatur și eu la fel sunt un pic copilăroasă, deci nu știu. Deci, exact el caut o femeie matură, a zis. Dar când i-am văzut testimonialul, deci exact, nu știu voi, fetele, dar eu la Bianca am zis că m-ai descris. 100%. Ce cum se zice, fiecare să aleagă. Asta zic și eu. Acum depinde. Da. Eu las lucrurile să vină la voia întâmplării. Dacă exact. Este să-mi găsesc pe cineva, este, dacă nu a să fie o experiență chiar unică și... Este cum pentru și fiecare. Da, pentru fiecare. Cum a zis doamna, las lucrurile să vină așa cum trebuie. Adică să nu fiu dezamăgită. Plăcut, Daniel? Daniel? Da, e drăguț. Nu cred că de mine, dar e drăguț. Mai, mi-a plăcut, am și zis modul lui de cum vorbea, cum se exprima. Dar dacă, știi cum se zice, dacă nu există conexiune, nu am ce să fac. Știi cum e? Iau lucrurile ca atare, pentru că sunt o persoană destul de matură și de... destul de asumată și nu-i plăcut să, exact, să fii sinceră pe cineva sau nu știu ce-o fi, o fi. Și încet, încet, fetele încercau să mai afle câteva detalii despre Daniel. Ești mai copilăros așa, nu? Mai, acum depinde, copilăros, când sunt cu prietenii, cu tovarășii, da, da, când vine vorba de muncă, nu. Adică totul e strict la mine. Munca e muncă. În relație ești cum ești? Foarte cel mai fidel. Nu înșel, nu. În relații n-am înșelat, n-am stat cu înșelat. Nu zic, mi-am făcut nebunia în viață, adică am avut fete, dar... Nu, păi am fost cu fata care am fost 3 ani de zile și când eram în stat, eu n-am dat un like la o fată, nu mă interesa. Eu când eram cu ea, o vedeam cea mai frumoasă și aia a fost. Până când, misile sunt și ele, am 24 de ani, de acum ar trebui să am și eu casa mea, femeie, nu merge așa. Să auzim acum însă și impresiile fetelor atunci când Daniel nu e prin preajmă. Cum ți se pare acum că ai văzut și fața? Ok, este frumos, este un timp, dar dacă nu, știi cum, dacă nu se regăsește în ceva anume gen cu mine, îți dai seama, asta este, o iau cu pe o experiență, nu? Adică n-am de ce să rămân. Și mie îmi place nu? Fizic, cred că ne-am potrivit, dar așa că... la caracter, nu știu. Dar ia, văd că ești out of... Trebuie cunoscut. Prefer să nu zic nimic. Da, așa, eu. Nu știu ce să zic. Prefer să nu zic nimic. Am rezonat perfect cu gândirea lui, cu felul lui de a fi. Văd foarte multe asimilări între mine și el, dar prefer să nu zic nimic. Da, mai bine poate... Eu vreau un bărbat matur, el a zis că nu-i matur, deci... Este matur, e exact ca mine, avem aceeași vârstă, adică când trebuie să fii matur, ești matur, dar are doza mea de nebunie. Eu vreau să fie matur... Are doza mea de nebunie, adică eu îl văd... Așa mi se pare și mie. Eu văd varianta mea masculină. Ți-ar plăcea să ieși cu el, adică să fii cu el, să-l cunoști mai bine? Nu vreau să răspund la asta, că poate, uite, ne certăm că... Nu, încă nu văd o relație cu el. Eu sunt curioasă de ce le zboiezi după ce... Eu să mai vezi și după aia. O să prind de ce, că pe el l-am cunoscut acum, nu? Deci îmi place, da. Per total îmi place.
Da, cum în mare parte tu ai zis că îți plac băieții mai făcuți, mai... Nu neapărat mi-a plăcut, îmi place cum e el, adică pentru vârsta lui e exact ca mine, avem aceeași vârstă, știi? Și e matur, degeaba zice el că nu e, dar e, dar are doza aia de nebunie care îl face pe el să crede că nu e matur. Da, dar mi se pare copilăros, așa. Ce ziceți, cu care ne-am potrivit după... Care e așa ca lumea, ca fată? Din ce ați văzut dumneavoastră? Tipa care a stat lângă tine. Bogdana? Da. Așteaptă să le cunoști. Că suntem la piață, da. Așteaptă să le cunoști. Noi, exact. Nu ne grăbește nimeni. Dar să lăsăm puțin pe Daniel și să vedem ce a pictat Sergiu pe oglindă. Nică scrie. Mamă, parcă vezi că urla aia. Mi-a strigat ăla rujul. Mi-a strigat glosul. Nu cred că ce mai... Hai că nu folosesc chiar mult. Dar ești cu cratimă, așa? Descrie tot ce trebuie acolo. Sergiu a fost aici. A fost inimioară. Hai că nu le fac. Da. Revenim dar la Daniel și la impresiile pe care le-am împărtășit băieților despre fete. Mie una, Daria mi-a atras atenția. Pare mai drăcoasă, a fost singura care a avut ceva de rău de zis despre mine, știi? Și asta mi-a plăcut. E gen mai hotărâtă decât restul, știi? Ba, sunt frumoase toate, știi? Că sunt fete, până la urmă urmei. La mine contează story-ul. Te-a întrebat dacă ți-a atras cineva atenția de față cu ele? Nu, eu asta ți-am zis soție și de asta m-a întrebat doamna Simona. Știi, când te-ai pus pe lângă mine pe canapea, ți-am zis că asta Daria e ok. Adică ok pe gustul meu, mă, nu. Și Daria, dar și cu care a ieșit Liviu. Sârboaică sau ce e ea. Și aia. E bună. Ana. Sunt frumoase, mă. Da, sunt frumoase, chiar sunt frumoase. Mă rog, toate ți atrag atenția de un fel sau altul. Una e mai ginga și una e mai așa, una e mai așa. Ele sunt fete mișto, știi? Adică dacă ar fi așa să trag o linie, bă, dar nu le știu numele, mă. E una că aș vedea potriveală între fiecare cu fiecare, știi? Sunt alte? Bă, media, o să știți că majoritatea ascunde. Doamne ajută. Cred că o media a lor e cam, dacă ar fi zic o medie, cam 1.67, 1.65. Doamne ajută. Sunt micuțe. Mie nu-mi plac în altele. Sărboache e înalt. Îți botoxate unele. A, botox, dar cine așa se vadă, mă? Eu mă uitam mai jos de gât, știi, vorba aia. Și tu cu care ai vrea din toate, gen, ce ai văzut până acum? Păi așa-i spus cu ea. Fizic, Daria mi-a atras atenția și aia sărboaica ta. Știi modelul? Că era modelul era foarte... Fata asta care a fost model. E foarte jingla, așa, știi, ca persoană. Foarte jovială, dar toate au ceva, știi, al lor. Tu crezi că o să fii împreună cu Bogdan, așa zic. Cum? O fată, Bogdana o cheamă. Dar de ce ai zis-o? Vezi mai... Liniștită, foarte implicată, săritoare într-un fel. Serios? Da, foarte interesată de emisiune, știi? Mm-hmm. Și fetele cum erau? Roșcate, șatene, tot ce felul de... Nu, niciun blondă. Niciun blondă, zis, da, dar în rest toate șatene. Dar blondă dispare. Eu știu cum sunt acum, adică sunt așa, jumii-juma. În ce sens jumii-juma? Cum or fi cu adevărat? Da, la că eu am văzut fete în exterior, poai, că m-am întâlnit cu ele, am zis, asta e păpușă Barbie, ești nebun. Asta e perfecțiune. A doua zi când am văzut, zic, o, leu, Mariane, dar ce faci, știi? Adică, Mariane, urmează ce? Da, adică, nu știu ce să zic, par frumoase, par naturale, par ok. Dar poate nu. Măcar de început. Hai să încercăm să lungim partiul ca să le cunoaștem cât mai bine. Vezi care se îmbată, vezi care cum vorbește, cum reacționează. Da, asta a fost. Ai văzut. Ați vorbit și voi, dar au vorbit și ele. Da, într-adevăr. Nu mă așteptam, sincer, dar... De ce să nu te aștepți? Toată lumea a venit aici cu același scop, nu? Nu sunt obișnuit să aud fete, să aibă părere despre băieți, cel puțin să le aud eu, că nu prea m-am văzut în cercuri de fete, adică n-am avut prietene fete. Câte părere o să auzi aici. Dar ce te așteptai la părere negativă din partea mea? Mulțumesc frumos! Păi ai fost singura care a fost puțin mai expresivă în partea de întâlnire. Știu cel că puțin par mai rea, dar sunt bune aici. O rămâne de văzut. Da, așa, brunetă cu tatuajul ăla, prototipul bad girl, dar n-aveți de unde să știți. Asta zic, e foarte important. Să nu vă grăbiți. V-am spus-o și ieri, vă spun și astăzi. Așteptați! Evident că acum, eu sunt convinsă că și tu, și ție ți-a plăcut de cineva, mă rog, ai și nominalizat două fete, și lui Liv i-a plăcut de cineva, o să vedem pe cine a nominalizat și el, și fetelor din ce au văzut până acum, sunt convinsă că poate că se gândesc la cineva. Apropo, astăzi o să îi cunoaștem pe Robert și pe Bogdan, așadar încă doi băieți. Robert este băiatul doamnei Anina și Bogdan este băiatul doamnei Crina. O să vină imediat. Așadar, de astăzi o să aveți patru băieți cu care o să interacționați. Și tot așa până vineri și de vineri încolo, fără să ne grăbim, da? Puteți să vă exprimați așa o opinie. Era altceva în plus...
în conversațiile noastre, nu ne mai adăugăm, să rămână așa în arhivele voastre. Poate mai vedem ceva, nu știu. Cine a scris pe oglindă în baie? Sergiu. Sergiu și cu Sergiu. Și numele tău de ce era acolo? Numele meu? Te iubește Sergiu, să înțeleg? Mulet. Păi a scris și el. A scris și el. Vreau dovezi. Dar ce? A cui era rujul? Al meu. Și l-a stricat? Da. Eram sigur că a stricat. Eu am scris cu un creion. Era al tău? Da. Să-ți cumpăr altul. Practic, asta e, datorezi un ruj. Aceeași nuanță. Îi dai tot ce trebuie. Detaliile, da? Când o să ai acces la un pic și o bucățică de hârtie, când vine lista de mâncare, notezi acolo din bugetul lui. Din bugetul meu, bineînțeles. E ca un fel de sancțiune. Dacă a meritat. Da, normal. Dar ce ai scris cu rujul? Liviu. Plus. Plus. Puncte, puncte. Dar... Erau 5 punctulețe. Prima dată. Și după, dar a fost întâmplător. Și după ce m-a cunoscut, a apărut numele meu. Am completat, acum. Da. Aha. Da, da, vezi că tu ai primit o informație de la Daniel, nu? Da, da, da. Deci, practic, tu, în momentul în care ai venit aici... Știam despre cine vorbim propoziție. Da. Vedeți, ăsta este și avantajul celor care vin de azi încolo. Cumva primesc un feedback de la voi. Da, 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 cu siguranță. Eu încerc să ajut pe toată lumea, zboia bun. Da, exact, el a fost primul. El a fost cel sacrificat. Da, da, las că se descurcă.